Bună dimineața, stimați colegi! În ultimele săptămâni, în calitate de secretar al Comisiei pentru Învățământ, Știință, Tinere și Sport, am cerut reprezentanților Ministerului Educației să-mi comunice sumele cu care sunt finanțate academiile pe care le are în subordine ministerul. Astfel am aflat că vestita Academie de Științe ale Securității Naționale primește în acest an, din bugetul Ministerului Educației Naționale, suma de 892.000 de lei, iar Academia de Științe Tehnice din România va beneficia de 3.788.000 de lei de la bugetul de stat. Personal, nu pot să nu mă întreb ce produc aceste academii. E adevărat, majoritatea acestor sume se duc către salarii, însă un salariu trebuie meritat. Am și propus în cadrul Comisiei pentru Învățământ să-i chemăm pe reprezentanții acestor instituții să ne dea niște explicații în acest sens. Vă mărturisesc că aștept cu nerăbdare ședința respectivă. Trist este însă că, așa cum am aflat în repetate rânduri din presă, aceste academii reprezintă doar niște surse de venit suplimentare pentru niște personaje controversate. Și în acest timp, în timp ce pe acești așa zici academicieni statul le oferă rente consistente, cercetătorii României se zbat să muncească pe salarii mizere, fără condiții optime de muncă. În același timp, în aceeași Românie, sute de școli au toaleta în fundul curții și duc o lipsă acută de lemne pentru iarnă, iar guvernanții se plâng că nu există bani pentru decontarea navetei elevilor. Despre asta este vorba, doamnelor și domnilor. Statul dă bani către tot felul de sinecuri, însă uită fix de problemele reale ale țării pe care le ascunde sub preș, în același mod viclean în care Ministerul Educației Naționale a ascuns în bugetul său banii pentru academiile menționate. Pentru că, da, sumele nu au fost la vedere. Poate n-ar strica să fim atenți și să alocăm mult mai mult timp atunci când votăm bugetul, așa încât să nu mai avem parte de astfel de paradoxuri. Vă mulțumesc, deputat PMP Robert Nicolae Turcescu, circumscripția 14 Constanța.